Un român stabilit fără forme legale în Italia a fost încătușat de carabinier după ce a înjunghiat un șef al poliției municipale. E ușor, mamă dragă, nu trebuie să-ți dai duhul pe altarul antenei Stars. Poți să găsești și tu o cauză mai nobilă. Atacantorul a cerut să-și ridice obiectele personale dintr-un stuvărici. Îmi scuze, vom reveni la această știre. Mai multe detalii găsiți pe Spain.ro. Trecem acum la Antena 1, unde Andreea Bereclanu se contrazice cu colega ei. 1000 de forțe de securitate, 3000 de membri ai staffului. Întreaga producție este alcătuită din 300 de membri ai staffului, 150 de mașiniști. Apoi Dumnezeu să vă mai înțeleagă. Ori sunt 3000, ori sunt 300. Noi pe cine să mai credem? 3000 de membri ai staffului. Întreaga producție este alcătuită din 300 de membri ai staffului. Tot la obositor, vă mai prezentăm o neconcordanță între prezentatoare și reporter. Ea spune că nu știu ce măgăoaie cântărește 120 de tone, iar el e mai zgârcit. Spune că nu are decât 130 de kilograme. Bă, voi sunteți cu capul? Gigantica statuie cântărește 120 de tone și reprezintă 3 aripi stilizate. Fiecare aripă și totul cântărește aproximativ 130 de kilograme. Of, 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 amețiți mai sunteți. Halal știi. La Pro TV avem o corespondentă care uită să vorbească. Sâmbătă noaptea și-a sunat disperat mama și a cerut să vină după el. După cum vedeți, reporterița a suferit o cădere de calciu, de glicemie, dar nici Diana Enache nu se descurcă mai bine. Are un lapsus. Colega mea, Cristina Jurca, vine cu mai multe amănunte acum în direct. Bună ziua, Cristina! Dragă Diana, Cronica îți face cadou un flacon de lecitină pentru ținere de minte. Fie primit! Colega mea, Cristina Jurca, vine cu mai multe amănunte acum în direct. Bună ziua, Cristina! Ce înseamnă că din acest moment defrișările ilegale sunt considerate o problematică de problemă națională? Noi credem că era siguranța națională, dar cum și siguranța e o problemă, domnul din imagine nu a greșit deloc. Ce înseamnă că din acest moment defrișările ilegale sunt considerate o problematică de problemă națională? Tot la Pro TV, Amalia Enache, despre care gurile rele spun că este noua zână a surprizelor, veți vedea de ce, confundă procurorii cu parlamentarii. Groaznic. Și numai în cazul în care procurorii vin cu alte dovezi. Trecem acum la Canal D pentru a-l asculta pe irezistibilul Cristian Sabah, zis și Molahul. Remus Truică nu pare afectat în vreun fel de anchetele procurorilor din DICOT. Dimpotrivă. Anchetele procurorilor din DICOT. Dimpotrivă. Adevărul e că la ce anchete face DICOT-ul în ultima perioadă, ai numai dureri în cot. Revenim la Sabah pentru a-l asculta cum pronunță el numele lui Gabriel Cotabiță. Revenirea la viața lui Gabriel Cota... Uimește pe toată lumea. Revenirea la viața lui Gabriel Cota... Uimește pe toată lumea. Și am păstrat la final cea mai tare perlă a Molahului. El se crede așa important. Noroc că am fost noi colegi cu el și știm exact ce-i poate pielea. Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Cristian Sabah. Bine v-am regăsit la știrile Canal D. Să nu vă mirați că sunt nebărbierit, dar abia am venit din teren unde un protestatar urcat pe o macara le-a cerut negociatorilor să discute doar cu mine. Măi, că mine se întreb eu mănășurie, măi. Bată-te să te bată norocul de frumusețe incomensurabilă. Gata, până aici, da? Te rog frumos să nu te ireți. Cel mai frumos bărbat neras din România. Saba, mă? Saba. Un erou, tata, un erou, super Saba! Și azi dimineața a avut așa o intervenție cu o biată nefericită. Fii atent ce s-a întâmplat, o biată nefericită. Tu lasă-mă cu nefericita, zi-mi de Saba, al meu. Zi-mi, te rog, cum era? Tot așa? Neras? Frumos? Da, tot neras. Oh, Doamne, cât de sexy! Doamne feric! Eu mă rug, mă rug! Dă-te jos acum și nu te vom amenda pentru turburarea liniștii publice! Eu nu mai am să discut cu voi! Eu o să vorbesc doar cu cel mai sexy bărbat neras de la noi, din televiziune! Vreți să spuneți cu...
Bună seara! Sunt Cristian Sabah și bine ai venit la știrile Canal D. Sunteți chiar? Domnul Cristian? Sabah! Mulțumim mult, domnul Saba. Da. Hai, mai repede. Hai, asta ți-a trebuit acum. Primarul general, doctorul Sorin Oprescu, a încercat să resusciteze capitala timp de aproape două mandate. De resuscitat, nu a resuscitat-o, dar șpaga a luat-o. Cine mângână lungă are, va săpa cincean la sare. Cine mângână lungă are, va săpa cincean la sare. Nu știm dacă o să plece la Ognea, însă trebuie să se îngrijească, nu poate să mănânce sărat, pentru că el este un dulce. Are diabet și, conform avocaților, nici șpagă n-a luat și nici gura nu-i miroase. Niciodată Sorin Oprescu nu a cunoscut proveniența unor sume de bani pe care l-a primit cu titlul de împrumut, așa cum spuneam, și cum și domnul Oprescu s-a și poziționat de la anumite persoane. A luat sau nu mita 25.000 de euro? Nu a luat mita de 25.000 de euro, nici n-a pretins-o. Se temea domnul Oprescu de interceptări, spun procurorii în referat că ar fi avut acasă chiar un aparat de bruiaj. Da, care nu s-a găsit la percheziția care a fost efectuată astăzi la domiciliul din Ciolpani. Sunt din nou afirmații nereale ale martorului denunțător. Deci, n-a făcut nimic mai ei. E un om nevinovat. Banii au crescut singuri, în copacul ăla din curte. Dar mai bine să-l ascultăm pe domnul doctor într-un interviu luat în ziua în care a fost arestat. Când îl auzi, jur că este cel mai corect și cinstit om din România. Vă spunesem înainte un cuvânt. Nu suntem toamnă, toți neam de hoții, de derbedei. Așa e, domn doctor, aveți dreptate, că persoanele de față se exclud. Nu suntem toamnă, toți neam de hoții, de derbedei. În vreme ce primarul stă la răcoare și avocații lui se jură că nu fură, deși l-au prins cu rața bruiată în gură, o consilieră pe de listă din primăria capitalei demonstrează de ce spune Biblia că oamenii săraci cu duhul sunt foarte fericiți. Nu înțeleg nimic, îmi pare rău, dar nu înțeleg nimic. Eu vreau să zic următorul lucru, că eu urmăresc de mult timp cum face asta și eu scriu pe foaie ce vreau să facă. Ce? Nu înțeleg, ce vreau să facă universul realitate. Așa. Și scriu, de obicei mi-am făcut două scheme așa și una este segmental win-lose, e când zici și în politică se folosește, e dobitoc, dar dacă zic că l-anchetează DNA, nu mi-a mesajul universul, pentru că eu îl atac și e tensionată relația, și dacă zic win-win, așa, atunci e chestia cu afecțiune, adică te gândești la ceva la bun la omul ăla. Zici, domne, nu știu, e un om muncitor, e un om, adică tu așa îți folosești inima că trimiți mesajul ăla, poți să zici DNA la anchetează, adică și practic tu scrii pe foaie și o schemă, scriu de exemplu, că a fost Sorin Oprescu. Da, Sorin Oprescu este eficient, harnic, așa, și după aia zic că DNA anchetează. Eu cum fac chestia asta și e un anume dans așa pe care îl faci și de fapt despre asta este vorba și un anume felul în care vin melodiile, că melodiile, deci, sunt gândurile noastre. Ce melodii, mă scuzați, dar nu înțeleg. Fata asta vorbește precum Coelho. Universul complotează să ți se îndeplinească toate visele. Bine, pentru asta trebuie să scrii și să asculți melodii și să se deșpuni. Este vorba despre cum atragem noi și cum face universul ceea ce trimitem noi. Și e un lucru. Deci ce legătură are asta, doamnă, cu DNA-ul și cu arestarea primarului? Are legătură pentru că le faci cu inima. Și e un anume nivel pe care nu-l face toată lumea. E vorba de cât de tare e inima. Eu am plantat foarte mulți copaci și de asta face foarte repede ce zic. Și ce scriu și ce trimit. Mi-am face universul foarte repede. Și atunci eu lucrez foarte mult cu schemele astea și mie creează foarte repede ce fac și ce zic. Da, spuneți-mi, cu ce vă ocupați dumneavoastră la primărie? Poftim? Cu ce vă ocupați dumneavoastră la primărie? Parcul Natural Văcărești, ăla este proiectul meu. Și în Parcul Văcărești plantează pum măini culturiștilor, că dacă ați reface și voi pădurea Băneasa, unde-i postul vostru, sigur are și voi culescu din pârnaie. Universul ar complota pentru asta. Deci dacă eu scriu pe hârtie acum că DNA vă anchetează pe dumneavoastră, DNA-ul vă anchetează pe dumneavoastră?
Păi, tocmai că nu vă iese pentru că nu ați plantat cât copaci am plantat eu și nu aveți nimic. Păi vedeți, despre asta e vorba. Păi vedeți că copaci, după păi câți copaci? Vreți să scriu DNA, vă anchetează și să vedeți că vă anchetează? Deci exact așa am ajuns să fac lucrurile astea. Deci exact aveți dumne- din cauza dumneavoastră, din cauza dumneavoastră. Păi nu, dar așa e. Păi deci din cauza... Și la tot l-am zis exact replica asta, le-am dat-o, că nu trebuie să fie numai politicieni anchetați, da? Bun, deci din cauza că dumneavoastră ați scris asta pe hârtie, i-a anchetat Sorin Oprescu? Da. Ne-am întors în forță și vrem să vă mulțumim că ne urmăriți atât la TV cât și pe Facebook. Apropo, Ionica de Facebook mustește de genii, Ionico. Așa e, mare dreptate ai. Haideți să vedem împreună niște statusuri de o inteligență rară, ca politicienii corecți. Fiți atenți aici, fiți atenți aici. Una foarte tare, vă rog priviți aici. De astăzi nu mai sunt virgină. Te iubesc, Marius. Râdeți, da. Cum să spun ca să mă înțelegi? Madalina, Marius te iubește. Marius clar te iubește. Iar pe tine, Marius, cred că cel mai mult te iubește în momentul ăsta tatăl Madalinei. Baftă, baftă, Marius, și sănătoșire grabnică. Baftă. Stai așa, că mai am eu unul tare de la domnul Tavi Colan, ex-jumătate de la Talisman, care spune așa. Fii atent, da? Da. La mulți ani, România. 3 puncte. E țara mea, 3 puncte și ar fi bine să încercăm să ne pauză o luăm înapoi. 3 puncte. De la cei care ne pauză au luat pauză o. 3 puncte. Aș vrea să pauză o luăm înapoi. 3 puncte pentru copiii noștri. Domnul Colan, dar nu vă supărați. Am și eu o nedumerire. Care este țara pe care vreți să o luați dumneavoastră înapoi? Că după limba în care scrieți, cu siguranță nu e vorba de România. Tușe! Ok. Să fim demni, da? Pentru că oamenii au nevoie de ajutorul nostru ăsta după Facebook. Priviți-l pe Gelu. Îl priviți, da? El e Gelu. Da, e călare pe un porc. Nu e iluzie optică. Da, da, da. Da, domnul Gelu. De drăguț sunteți drăguți. Sigur, da. Domnul Gelu, frumoșel, sunteți foc inteligent. Păreți așa, training șmecher aveți? Dar de căciulă, ce dracu să mai zic? Îmi este foarte greu, mă omule, îmi este foarte greu să mă gândesc cum am naibie posibil să nu-ți găsești totuși un prieten în sat. Dar poate la ajutăm noi, uite, am aici pe doamna Agrapini Maria care spune așa, da? Deschid televizorul și aud cum că virgulă în Timiș, azi este caniculă, 3 semne de exclamare. Ce să cred, semnul întrebării, semnul exclamării. Ce să văd, ce și să e văd? Bine, semnul exclamării. S-a răcorit, aerul s-a împrospătat, florile se bucură. Vă doresc o duminică relaxantă, doamna Grafini. Pentru dumneavoastră nu am niciun comentariu, în schimb am un mesaj de la Daniela Crudu, care vrea să vă mulțumească pentru că de când citește postările dumneavoastră și-a dat seama că e foarte, foarte inteligentă. Doamna Grafini, vă urăm o marțe plăcută și o săptămână și mai plăcută! Mâine seara, adică miercuri, vă liniuță întâlniți cu Huidu și cu Dezbrăcatul!